Sărbătoare mare la delfinariul din Constanța. Pe 8 martie a venit pe lume un pui de delfin, aducând bucurie și speranță echipei de îngrijitori. Medicul estetician, acuzat că a mutilat 10 femei, este chemat astăzi din nou la audieri. Operațiile erau efectuate la două clinici din Constanța și din Capitală. Zeci de taximetriși constanțeni s-au alăturat protestului din Capitală. Șoferii cer reglementări pentru serviciile de ride-sharing. Delfinariul din Constanța are un nou locatar. Baby este puiul care a venit pe lume în captivitate în urmă cu o săptămână. Cea care i-a dat naștere este Cencen, iar tatăl este un delfin din Ucraina. Pentru angajații delfinarului a fost o surpriză, întrucât nimeni nu și a dat seama că Cencen este gestantă și va aduce pe lume un pui. Primul pui de delfin născut viu în captivitate la Delfinariul din Constanța a venit pe lume vineri, 8 martie, și a luat prin surprindere pe toți angajații, inclusiv pe antrenori, care au observat cu uimire când în bazin s-a instalat un nou locatar. Până în data de 8 martie, de dimineață, nimeni n-a știut că Cencen ne va face o surpriză. Noi avem analizele, medicul veterinar le-a citit, ne-am uitat și noi pe ele, dar. Știți cum este? La delfin nu sunt ca la uh, Doamne. Luna asta poate să fie progesteronul foarte ridicat, iar luna viitoare să nu aibă valori uh, foarte uh, crescute peste limita normală. Mama lui se numește Cencen, iar tatăl este Veteroc, un delfin venit din Ucraina, împreună cu alți delfini care au ajuns la Constanța imediat după invazia Rusiei. Cel mai mic locatar al delfinarului i-a băgat pe toți în priză. Stăm tot timpul aici la bazin, facem ture de noapte, ture de zi, stăm non-stop să urmărim ce face puiul, ce face mama. Este încă o perioadă critică pentru puiuț. Trebuie să observăm faptul că se hrănește, trebuie să observăm faptul că ceilalți delfini nu intervin între relația lor să-i despartă. În următoarele 30 de zile, delfinarul din Constanța va rămâne închis, pentru că puiul de delfin are nevoie de liniște. Trebuie să fie monitorizat, iar prezența publicului ar putea să-i pună sănătatea în pericol. Apoi, vizitatorii vor putea veni treptat, doar ca să vadă puiul. Nu vom mai putea face acele demonstrații și acele reprezentații pe care toată lumea le știa. Puiul fiind foarte mic, momentan trebuie să știe să se orienteze în bazin, să se ferească, să iasă, să se respire, iar acest lucru îl învață de la mamă. Mama este foarte protectoare cu el. Deocamdată, puiul nu are niciun nume. Îi se spune provizoriu baby pentru că se potrivește și în cazul în care e băiat și în cazul în care este fată. Surprinzător, nimeni de la delfinariu nu știe ce sex are nou născutul. Puiul de delfin înoată alături de mama lui cât e ziua de lungă și învață să iasă periodic afară din apă ca să respire. Ceilalți delfini păstrează distanța și nimeni nu se apropie de cei doi. După ce delfinii din Ucraina vor pleca acasă la delfinariul din Harkov, Puiul născut la Constanța va rămâne aici. Puiul, conform legislației internaționale, rămâne uh, locului unde, unde a fost născut puiul în captivitate. Puiul este al nostru, e născut în România, e român. În momentul când am avut solicitare din partea ucrainienilor ca să salvăm niște animale și niște oameni, nu ne-am gândit nici la reprezentații, nici la dezvoltarea unor proiecte științifice. Pur și simplu acesta a fost gândirea noastră în acele momente, să fim solidari cu nenorocirile din Ucraina. Deocamdată puiul învață, prin imitare, ceea ce face și mămica lui. Dar la vară va putea participa la spectacole, iar atunci delfinariu își va relua reprezentațiile cu public. Continuă audierea chirurgului estetician la Constanța după ce ieri polițiștii au percheziționat casa și clinicile unde lucrează. Medicul i-a închetat penal pentru vătămare corporală după ce mai multe paciente s-au plâns că în urma operațiilor estetice au rămas cu prejudicii de ordin estetic ireparabile. Chirurgul estetician a intrat în atenția polițiștilor din Constanța în decembrie anul trecut, după ce Colegiul Medicilor a confirmat două reclamații de malpraxis în două operații de remodelare a sânilor, respectiv o liposupție. S-a simțit rău imediat după operație, I a transmis domnului doctor că se simte rău, i s-a comunicat de către acesta să aibă răbdare că o să se vindece, dar nu s-a vindecat, din păcate. A fost o intervenție chirurgicală de augmentare mamară și lifting, care s-a soldat cu o infecție foarte urâtă și cu pierderea unei alveole mamare. Practic, ea și-a pierdut unul dintre Din cercetările polițiștilor constanțeni a rezultat că în ultimii patru ani medicul plastician, cunoscut în lumea mondenă, a făcut mai multe operații estetice și reconstructive nereușite. Până acum a fost reclamat de 10 femei. Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că în perioada august 2020-ianuarie 2024, un bărbat ar fi efectuat intervenții chirurgicale, estetice și reconstructive, în urma cărora ar fi rezultat vătămarea corporală a 10 persoane. Prejudiciul cauzat în dosar este de 1.978.000 de euro. Operațiile de înfrumusețare le-au costat scump pe cele 10 femei care au apelat la serviciile medicului estetician. Au rămas cu sechele care nu se vor vindeca niciodată. Una dintre persoanele vătămate a inițiat o procedură de migiere pentru care s-a încheiat o. Un contact de mediere, însă n-am mai avut pretenții penale și civile de la inculpat. Procurorii fac verificări și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului. 50 de taximetriști din Constanța se vor alătura astăzi protestului din Piața Constituției, unde sunt așteptați cel puțin 1200 de șoferi de taxi din toată țara. <fie> Taximetriștii solicită instalarea de aparate de taxa conectate la ANAF pentru toate mașinile de ride-sharing și impozitarea în România a banilor obținuți. Prima zi de protest a șoferilor a avut loc Aceștia anunță că vor continua acțiunile în stradă până când vor fi chemați la guvern sau la parlament pentru discuții oficiale. Dacă totul se va rezolva mâine și vom fi chemați la guvern sau la parlament și ajungem la o înțelegere, vom întrerupe protestul. Solicităm fiscalizarea tuturor mașinilor Uber, Bolt, Taxi, Tot să fim la fel, iar banii care pleacă din România în paradisuri fiscale să se impoziteze aici în România și după aceea să plece oriunde în lume, a declarat președintele ANP OTRT Remus Nedelcu. La protest vor participa reprezentanți de la Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, Asociația Banat Crișana Taxi, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania, Asociația Clubul Taximetriștilor Liber de Pretutindeni, Asociația Taxi Transilvania și Asociația Banat Taxi. Locuitorii de pe mai multe străzi din Mangalia vor rămâne fără apă la robinete. Raja anunță că va asista alimentarea joi 14 martie între orele 8 și 18. Motivul îl reprezintă lucrările de racordare a conductelor nou înființate la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii de pe străzile vânători Ștefan cel Mare, Ice Brătianu, Mircea cel Bătrân, Centrul de Dializă și Policlinica Mangalia. Raja face apel la toți utilizatorii afectați de aceste lucrări să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistat alimentarea cu apă. Amintim consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă îmbunătățesc capacitatea de transport și de distribuție a apei potabile, asigură debitul de alimentare și calitatea apei, reduc pierderile în rețeaua de distribuție și contribuie la continuitatea furnizării serviciilor, transmite Raja. Un pasnic din portul Constanța, care era mână în mână cu hoții de fier vechi, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Constantin Gabriel Șchiopu este acuzat de furt calificat și divulgare de informații secrete de serviciu. Sentința a fost emisă de judecătoria Constanța. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Șchiopu este acuzat de complicitate într-o schemă elaborată de furt de fier vechi din portul Constanța. În cadrul unui grup bine organizat, Șchiopu a folosit poziția sa pentru a facilita furtul și valorificarea ilegală a deșeurilor feroase. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 155.000 de lei. Ancheta a arătat că pasnicul și complicii săi au profitat de viteza redusă a trenurilor de marfă pentru a sustrage fierul vechi direct din vagoane. În același timp, agentul de securitate i-a avertizat pe hoți de controlele poliției. Acțiunile grupului au culminat cu o operație de furt în data de 28 martie 2022, când au fost prinși în flagrant. 50 de taximetriști din Constanța se vor alătura astăzi protestului din Piața Constituției, unde sunt așteptați cel puțin 1200 de șoferi de taxi din toată țara. Taximetriștii solicită instalarea de aparate de taxa conectate la NAF pentru toate mașinile de ride-sharing și impozitarea în România a banilor obținuți. Prima zi de protest a șoferilor a avut loc Aceștia anunță că vor continua acțiunile în stradă până când vor fi chemați la guvern sau la parlament pentru discuții oficiale. Dacă totul se va rezolva mâine și vom fi chemați la guvern sau la parlament și ajungem la o înțelegere, vom întrerupe protestul, solicităm fiscalizarea tuturor mașinilor Uber, Bolt, Taxi, tot să fim la fel, iar banii care pleacă din România în paradisuri fiscale să se impoziteze aici în România și după aceea să plece oriunde în lume, a declarat președintele anp TRT Remus Nedelcu. La protest vor participa reprezentanți de la Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, Asociația Banat-Crișana Taxi, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania, Asociația Clubul Taximetriștilor Liber de pretutindeni, Asociația Taxi Transilvania și Asociația Banat Taxi. Pregătiți-vă pentru o aventură subacvatică. Noul film de animație Catac Beluga Curajoasă se vede weekendul acesta la centrul Jean Constantin. Filmul prezintă aventurile tinerei balene Beluga Catac, cea care își propune să demonstreze că adevărata forță vine din inimă și nu din aspectul fizic. Catac pornește într-o călătorie plină de aventuri spre Arctica cu scopul nobil de a-și găsi bunicul eroic și de a aduce speranța înapoi în familia sa. Pe parcurs întâlnește noi prieteni care îi îmbogățesc călătoria Reușind să transmită un mesaj puternic despre curajul de a înfrunta fricile și despre puterea iubirii și a speranței, biletele pentru acest film pot fi achiziționate de pe site-ul Centrului Jean Constantin. Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul primăriei, în a cărei rază de competență teritorială și are domiciliul o reședință unul dintre viitorii soți, sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective. Totodată, căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidența persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și în alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți cu aprobarea primarului. Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, înscris la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră unde urmează a se încheia căsătoria. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro Vremea va fi caldă, dar instabilă. Astăzi în Dobrogea anunță meteorologii care spun că termometrele vor indica pe alocuri chiar și 14 grade Celsius. La Constanța, vreme cu cer predominant acoperit, vânt care suflă slab și posibile precipitații. Temperaturile maxime nu vor depăși 10-11 grade la noapte, cerul va fi mai monoros, vor fi semnalate averse, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 8 și 9 grade Celsius. Mulți nori astăzi și la Cernavodă, vreme în general închisă și ploi pe arii răstrânse. Temperaturile maxime nu depășesc 11 grade Celsius. La noapte vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor oși între 8 și 9 grade Celsius și de asemenea vor fi precipitații. Același regim termic și la Mangalia, cu mulți nori pe cer și vânt care suflă până la moderat, nu vor fi mai mult de 11 grade Celsius astăzi, iar la noapte temperaturile vor oși la între 8 și 9 grade și vor fi semnalate averse. La finalul celor trei zile ale turneului Final 8, disputat în șep și arena din Sfântul Gheorghe Cupa României și-a desenat câștigătoarea ediției 2023-2024. CSM Constanța a câștigat finala jucată cu CSM Târgoviște, ajudecându-și trofeul pentru prima dată în istorie. După victoria din semifinale contra gazdelor de la șep și CSM Constanța și-a demonstrat valoarea și în finala cu echipa târgovișteană. Fiecare echipă și-a ajudecat câte două sferturi din meci de partajare decisivă, fiind făcută în perioadă perioada a treia, încheiată cu victoria Dobrogencelor, la o diferență similară cu cea de la finalul jocului. Scorul final a fost 94 la 83 în favoarea sportivelor, pregătite de Alexandru Olteanu, din rândul cărora principalele marcatoare au fost Gabriela Mărginan, 22 de puncte, și Britney Jones, 20 de puncte. Cupa României ajunge pentru prima dată în vitrina clubului Constanțean, un succes istoric pentru basketul Constanțean, care trebuie continuat cu titlul de campioană. În drumul spre trofeu CSM a trecut de FCCU UAV Arad, Universitatea Cluj-Napoca, Șep și Sfântul Gheorghe și CSM Târgoviște. Formația farului U16 a obținut calificarea în semifinalele cu pe elitelor U16. Jucătorii antrenați de Liviu Ștefan au primit marți vizita formației FC Botoșan U16 în sferturile de finală ale competiției. Disputată în complexul Academiei Hagi, întâlnirea a fost la discreția constanțenilor care s-au impus la final cu 4 la 1. Au marcat Iani Savrămescu în minutele 79, Darius Dragomir în minutul 31, Sergiu Rezmiveș în minutul 72 și David Holeiciuc în minutul 43. Semifinalele Cupei Elitelor U16 sunt programate pe 2 aprilie. După 4 la 0 cu FCSB, Rapid se pregătește de primul meci din play-off cu farul partidă care va avea loc vineri 15 martie. Formația al Vișinia termina sezonul regulat pe locul 2, ceea ce înseamnă că va debuta în play-off cu locul 4 pe care a terminat farul campioana din sezonul trecut. Meciul de pe Giuleș va începe la ora 20 și 30 de minute. După meciurile din weekendul trecut, jandarmeria ar fi solicitat ca Rapid și Dinamo să joace fără suporter cel puțin un meci ca urmare a incidentelor din ultima perioadă provocate de fanice, două formații. În funcție de hotărârea comisiei de disciplină, Rapid va afla dacă va putea avea suporteri în tribune la meciul cu Faru Constanța. În aceste condiții, Rapid riscă să evolueze contra celor de la Faro cu tribunele închise, clubul fiind considerat recidivist în acest moment. Giuleștenii au fost deja sancționați în acest sezon cu o amendă uriașă 60.000 de euro după partida cu Oțelul scor 2 la 1. Tragerea la sorța a meciurilor din preliminariile campionatului european de handbal masculin 2026 va avea loc în ziua de 21 martie la Copenhaga, iar în preliminarii vor intra 32 de echipe naționale. Turneul final va fi găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia și se va disputa cu 24 de echipe. Cele trei echipe gazde și campioana antitr. Franța sunt calificate direct la turneul final, iar pentru celelalte 20 de locuri disponibile se va lupta în grupele preliminare. Primele două clasate din fiecare grupă plus alte patru echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament vor ajunge la campionatul european 2026. La tragerea la sorți din 21 martie, România se va afla în urna a treia valorică. Meciurile din preliminarii se vor juca în zilele de 7 și 10 noiembrie 2024, 13 și 16 martie 2025, respectiv 8 și 11 mai 2025. Naționala România a încheiat pe locul 22 campionatul european din 2024, la care a ajuns după 20 de An de absență, hanvaliștii români au înregistrat trei eșecuri categorice în grupa preliminară B: 21 la 34 cu Austria, 24 la 36 cu Spania și 25 la 31 cu Croația.